ziua, ne aflăm pe strada Oituz, colț cu strada Barițiu, unde astăzi finalizăm una dintre parcările pe care le-am promis în cursul anului trecut. Deja cei de la domeniul public aranjează partea finală cu vor pune semința pentru iarbă. Este o zonă care până în acest moment era o zonă degradată, în care erau tot felul de buruieni de verdeață crescută fără a fi îngrijită. Acum cred că putem spune că ne aflăm în fața unui loc frumos și cred că cetățenii municipiului Câmpia Tuzii care locuiesc în această zonă sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă aici. Deocamdată orașul e curat. Suntem mulțumiți. Dar s-a făcut și s-a face în continuare. E un lucru foarte bun. Așa cum vă spuneam, programul de înființare a parcărilor în municipiul Câmpia Tuzii continuă. Ne aflăm acum pe strada Retezatului, unde astăzi nu cred că vom reuși, însă mâine sigur vom finaliza și această parcare. Mai avem doar partea de a monta grilele înierbate în zona pe care o vedeți în spatele meu. Și această zonă a fost o zonă care nu era îngrijită din acest punct de vedere. Acum cetățenii municipiului care locuiesc în aceste locuri se pot bucura de parcări moderne. Ne aflăm în acest moment în zona Piața Mihai Viteazul, lucrări începute în cursul anului trecut. Și vestea bună este că până în Paști vom avea finalizate aceste lucrări, pentru că au fost oprite din cauza timpului rece. Până în Paști zic eu că vom avea inclusiv asfaltul turnat, stratul de uzură peste ceea ce am turnat, stratul de binder ce am turnat în toamna anului trecut. De asemenea, avem peste 190 de metri de pavaj care urmează a fi de mâine să începe montarea lui pe aceste trotuare care le-am bordurat de începând de cursul acestei săptămâni. Până în Paști vom avea această zonă finalizată la gata. Ne aflăm în acest moment în cartierul Insulă, pe strada Salcâmului. Am început lucrările și în acest cartier și am început prin refacerea trotuarului care era într-o stare avansată de degradare. În acest moment se lucrează, cei de la domeniul public lucrează și sper că și în această zonă până în Paști să fie finalizate lucrările de refacere a trotuarului și dacă vremea ne lasă și avem puțin noroc, inclusiv un strat de asfalt peste ceea ce este în acest moment. Cartierul Insulă este un cartier care a fost vitregit de-a lungul vremii, în care nu s-au prea făcut lucrări. Intrăm intens în el în acest an. Inclusiv am reușit să, pentru prima dată, să montăm aici, săptămâna aceasta, un hidrant, pentru că era singurul cartier care în acest moment nu era racordat la rețeaua de hidranți. Și în cazul unui incendiu, Doamne ferește, această zonă era vitejită și din acest punct de vedere. Am solicitat colegilor de la compania de apă, care l-au și rezolvat în această săptămână. Suntem pregătiți pentru venirea primăverii și în acest cartier.